iubiți credincioși, este un ecran care proiectează pe zidul clădirii ceea ce se petrece aici. De aceea, cei care sunt în afara acestei seri ar putea să privească și să audă și acolo ceea ce se petrece. Îi spune bun venit Părintelui Arsenie, este o mare binecuvântare ca un duhovnic. Este mare binecuvântare ca un duhovnic care în tot timpul zilei și atunci când se culcă și atunci când se trezește, stă de vorbă cu Dumnezeu și poartă de grijă de fiii săi duhovnicești și stă de strajă la ușa inimii fiilor duhovnicești să fie acum în mijlocul nostru, să ne aducă taina acestei bucurii în sufletele noastre, ca să putem să întâmpinăm cea mai mare bucurie prin darul cel mai bogat pe care îl revarsă asupra noastră sărbătoarea sărbătorilor. Pentru aceea, Părintele Arsenie va fi acum în mijlocul nostru ca o trâmbiță a lui Dumnezeu. Noi vom înregistra pe casetă video această frumoasă seară și va fi de folos, pentru că ceea ce se va înregistra se va dărui tuturor acelora care au nevoie de hrană duhovnicească. Vă rugăm să ne dăruiți și să ne împărtășiți toată bogăția cunoștinței și a simțirii duhovnicești pe care ați dobândit-o prin răbdare, prin asceză, prin rugăciune, prin dragoste de Dumnezeu și de oameni. Și iubiți frate în Hristos, impresionant de este scena care o văd. Sunt invitat să vorbim aici despre Sfânta Euharistie, despre Sfânta Împărtășanie, adică și de spovedanie de Hristos și de noi. Sfânta Împărtășanie, frați creștini, este suprema și îngrozitoarea taină a bisericii noastre. Cine se împărtășește, primește toată dumnezeirea în el. Domnul Hristos spune, cine mănâncă trupul meu și ca sângele meu, una este cu mine. Și Sfântul Ioan Gurda îl zice în noi și Hristos cu noi, în noi. Nu poate lucrul acesta să se facă oricum. A trebuit să deșerte, cum spun mare noștri părinți, Sfânta Tăine, să coboare în trup omenesc Iisus Hristos, nu ca să anihileze firea omenească, ci să o transfigureze.
Și Domnul Iisus Hristos și Dumnezeirea a făcut două lucruri dincolo de înțelegere omenească și îngerească. A făcut o femeie distinsă care a născut în Dumnezeu și a tăiat preoția. A dat preoției toată puterea divină. I-a dat toată puterea dumnezeiască preotului. Preotul nu poate fi înțeles pe pământ. Și numai în cer. Și dacă ar putea pe pământ să vorbească, ar muri, nu de sială, de dragoste. El coboară pe Hristos din cer și îl înapte din ochi pe Sfânta Masă. Fraților, lucrul ăsta s-a verificat în mii de ani, în fiecare sector, că nu este chiar așa de necredut. Sunt taine divine, Dumnezeu ne-a tăiat singur numai pentru El și ne-a tăiat cu o mare iubire. Și deci făptura aceasta creată de El din iubire o guvernează El în cele mai mici amănunte. Că Domnul Iisus a dat formă fiecărui clipă din istorie. N-a lăsat făptura de El tăiată să o bucărize dracul. Nu există nici dracul întoierat, fraților. Să nu aveți teamă. M-a întrebat cineva, părinte, cum să scăpăm de drac? I-am spus, ce ne facem fără dracul, i-am spus. Pentru că El ne ispitește, ne arată repede unde ne găsim cu foarte năbădrească firea omenească. Și El are un rol pozitiv pentru mântuirea noastră. Nu putea lăsa Iisus Hristos care a restaurat creația sa prin întrupare să nu-L pună la punct în lanțuri, așa cum se spune prin diferite rugăciuni. Și poate fi motivat cineva să se întrebe ce mai e cu El. Este lăsat ca o făptură tot la dispoziția lui Dumnezeu. Nimic nu se poate face fără voia lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, fără de mine nu se poate face nimic. Un sinod la Cartagine, la 419, a avut ca obiect tocmai cuvintele astea din Scriptură. Fără de mine nu puteți face nimic. Și-a dat canoane și în canonul 124 spune, și dacă crezi că poți să faci ceva fără Hristos, anatima să fii. Și pentru că ne găsim la canonul ăsta, cu scuze vă spun, este și canonul 125 care spune, când zici Tatăl nostru și când ajungi și ne iartă rog greșelile noastre, tu zici că zic așa, că așa e rugăciunea. Nu te vezi cu zi greșit, anatima să fii. Suntem greșiți, dragii mei. Suntem oameni, suntem făptură. Dumnezeu nu este supărat că facem noi atât de mult că facem anumite greșeli. Este supărat că suntem nepăsători. Aici e o bubă care nu stă pe loc dacă noi vrem să o ținem pe loc. Nu este permis să stăm chiar așa nepăsători. Cu regret, omul nu se cunoaște bine pe sine. Încă nu-și cunoaște marea lui identitate divină. Omul nu este
că iasă a unui laborator la un fel de reacție cu elemente să dea cine știe că se iasă omul, nu? E creat de Dumnezeu cu elemente divine, chip și asemănare, e înspăimântător. Și a făcut omul, și că om l-a ales, pentru că numai prin om se poate glorifica Dumnezeu. Are putere divină, leagă, dezleagă, ca să mergi la Sfânta Împărtășanie, nu este, fraților, timpul cel care decide, ci hăpaia din sufletul tău, de inima ta, asta decide. Dacă arde, se merge la Sfânta Împărtășanie cu ușurință. S-a făcut obicei, că e mare lucru, e cel mai mare lucru, e putere mărtoie de mare. Ce-a fost cu Dumnezeu în ființa ta fizică. Dar Dumnezeu a dat putință de ridicare așa de mult încât putem să spunem, când fac apel la sensibilitatea dumneavoastră, aproape pot să spun că nici nu mai există cădere, ci numai ridicare. Nici în minunice nu înseamnă ceva. Nimic nu este pierdut dacă credința e în picioare, dacă sufletul aplică și capul se ridică din nou. Unul din suferințele din iad extrem de deranjabile este aceea că, măi, ce puțin puteam face să ne ajungem aici. Se greșește că suntem făptură, suntem în luptă. Dumnezeu ne-a învățat, după cum vedeți, cu văzare lucrul, dar ne-a lăsat slăbiciunea. Ca să ne ridicăm gâtul, să nu ne mândrim, să ne înveim. Că atunci, cum zice Sfântul Apostol Pavel, când suntem slabi, atunci suntem tari. Dar să nu stăm nepăsători. Cum să te ființezi și că ființele sunt duhovnici dacă nu ceai la el? Nu zice nimic duhovnicul dacă te ascunde la dâng de ape. Nu te ceartă de ce fugi. E fericit că te-a scos. Și aici este, sigur, o artă și un dar deosebit. Spun așa pentru duhovnici, dacă știe să iubească, duce și Sfântul Fericit Augustin, iubește și tot ce vrei. O să-l înțeleagă. Sigur că fiecare ei are particularitatea lui, problemele lui, duhovnicul trebuie să-l cerceteze, să se împrietenească cu el, să spună tot, de fapt, asta este și lucru, scopul lui, ca el să-i spună tot, să-l poată dezlega. Și dezlegat rămâne. Nu este vorba de un canon de o pedeapsă. Pedeapsa poate să fie utilă, dar numai dragoste este indispensabil, care el trebuie să se folosească pe ea. E o treabă foarte opositoare, dar aduce după sine mare bucurie și nu este puțin, dragii mei, ca preotul cu care ai legătură să te pună în situația de a trăi în veșnicie, în veșnicie albă.
se poate să întâlnești, eu chiar astăzi am întâlnit cazuri când nu s-au făcut în viața lor. E un motiv de supărare pentru duhovnic, trebuie să-l țină bine. Să-l iei mai de la cap. Că orice ar fi făcut, nu era mai mare păcat ca ăsta să nu s-o fi pomenit. Nu te costă nimic. Ori spui păcatele acestei iertare, ori ar fi dat până pe deasă, dar nici nu se mă rău. Această stare de trezie continuă a duhovnicului este pentru biserică și neamul lui toată existența, toată frumusețea, toată puterea. Dumneavoastră n-ați fost puși în situația să vezi lupul care era dracul el, la 10-15 metri de tine, rânjind să te mănânce, că lupul nu te mușcă, te mănâncă. Să n-ai nicio apărare decât cerul. Orice suferință e o mare binecuvântare de la Dumnezeu. Ori prin bucurie mare și suferință multă, ajunge la realitate, ajunge a se cunoaște pe sine. Să-ți dea seama cine e. Dumnezeu nu e bucuros de rugăciune de miloc. E o rugăciune de erou. Ne dă darurile, ne dă în dar darurile, harurile lui. Dar nu de milocilor. Văzăciurilor care folosesc și muncesc darurile. Nu vă îndoiți de lucrul ăsta. Ferească Dumnezeu să punem în discuție adevărurile care s-a stabilit de Sfânta noastră Biserică. Ferice de acela care cunoaște lucrul ce își mântuiește suferința. Fratelor, nu trebuie să ne jucăm de-a baba oarba. Să folosim timpul altul. Nimic nu-i mai scump de la Dumnezeu ca timpul. Dacă ar fi cu putință să întrebăm pe cei de sus ce va costa ca să ajungă atâta fericire, ăsta e răspunsul. Timp, puțin timp, pe trecut bine. Și nu e greu. Nu trebuie să ne consumăm forțele noastre și fiziologice, în sfârșit să moleștim sufletește prin o serie întreagă de petreceri de lucruri care nu ne asigură cu nimic, nici noaptea, nici ziua de mâine. Am fost în viața mea la multe căpăte de morți. Toți am observat care vedeau și erau foarte teologi atunci, la moarte. Toți doreau să mai trăiască o zi. Sigur, e o întrebare crucificată, ce putea face într-o zi? Eu vă spun că orice clipă poate să fie un timp și orice suspirare poate să fie o rugăciune. Rugăciunea asta, crească timp, poate să fie din fundul inimii și nu așa va fi, care face mai mult decât multe corpuri de lacrimi. Că nu este silită, nu-i rugăciune de tipic și la inimă nimic. Este rugăciune de simțire. Și dacă nu treci momentul, ăsta e mare primește în existența noastră în continuare. Cine trăiește sincer momentul, repară trecutul și cucerește viitorul. Că nu a zice, ci a mișta înseamnă a ajunge. Nu poți păcăli pe Dumnezeu nostru. Vrea să fim luptători
Războiul, frații mei, e un joc de inteligență, dar război e tot război. Vom avea înțelegere cu abilitatea fiecăruia să scape de o situație, cum spune, însă, să nu înțelegeți greșit, sunt pe ambură de aur, mai fiză și bine cum statul din peșul. Ca să putem apăra adevărul. Un părinte cu plasticitate a spus ucenicilor, dacă nu știi să vezi, nu te mântuiești. A stărit în sus tot cu părinte, că minciunea e opera dracului și el e căpetenia minciunii. Și le-a spus, ținând în pustie, bine, da, le-a spus întâi așa, ca să poată fi mai atent și să primească ce urma. Dacă fuge un rău voitor și gonit de poteră și ascunde în colipa ta, tot dai la moarte, nu cunoașteți insistența diavolului când e vorba să bage păcat. Nu încetează cu niciun chip. Însă îl las cu Hristos, cu Doamne Iisuse. Și îl dai la moarte, după ce trece putera, îi spui, eu la moarte nu te-am dat, acum duci și răspunde pentru faptele tale. Pentru că am vrut să vă spun lucrul ăsta, că dacă e vinovat, îl dă la moarte. Toată lumea a judecat într-o formă directă în soldai, că e vinovat. Nu-i nimeni mai vinovat decât tine. Toată tragedia lumii te deplânsă ca propriile tale păcate. Asta e poziția creștină. Nu s-a iubit destul. S-a vorbit de rău. Această blestemată vorbire de rău încluia lumea. Ce ușor. Și am observat cu vârsta mea și cu toată lupta duhovnicească că eu îl fac să mă vorbesc. Dar ce? N-am dreptate? Mi-am zis, am zis și am să-i zic. A iubi vrăjmașii nu e un sfat, nu e o propunere, nu e un demn, e o poruncă. Toată lumea spune, nu se poate părinte. Pentru că să ține de fire pervertită și nu ține cont că a venit Hristos cu iubire. Și dacă este vorba așa, poți să-i faci o socoteală aritmetică sau o comparație, dragii mei, ia-ți o realitate. Ca și rai. Raiul e plin de păcători pocăiți. Iadul de păcători nepocăiți. Dumnezeu poate să facă orice, nu ne îndoim. Dar un lucru nu poate. Să-și place cuvântul. A spus, asta e dreptatea, după asta merge. Ce ne-a făcut Hristos ca noi să ne călcăm, să ne smerim, să ne mântuim? Cine ne-a îndrăsit să spună că n-a făcut destul, dându-și ultima picătură de viață de sânge? Și uite că a dat harul preoției nouă, oameni, fiul Stanca, așa lui Gheorghe, a dat puterea să ne dezlegăm între noi. Și va sosi momentul la moarte când se va înțelege. Moartea vine, dragii mei, fără discuție. Nu ca să-i faci o cafea, ci ca să te ia. Unde te duce? Acolo poți să știi unde ți-a fost viața. Nu te poți scuza, au fost niște lucruri mărunte, niște păcate mici. Nu există la Dumnezeu păcat mic și păcat mare, cum s-o pătești. Că nu este un lucru mic în viață, nu cel mai mic. Oricum ar fi, cum ar șarpe mic și șarpe mare. Dacă mic te mușcă, poate o treabă ca să te omoare, nu mai e nevoie să munci un baloc.
Da. Intri acolo cu totul în altă lume și se poate pune la punct acei așa de ușor. Îmi spunea un patriarh, și ăsta Justinian, că mă duc la spovedit, intru eu mai pândos și când pun mâna pe ultimul igor, încep să mă gândesc cu nicită sială, că trebuie să spui acolo pe gol. Ce contează asta, dragii mei, când este vorba de suferință de ea? Frații mei, gândiți-vă cu adevărat, iadul e un foc întuneric fără lumină, cu mii de ori mai puternic caloric decât focul de aici și stai acolo pe veșnicie. S-a descoperit un oarecare, s-a descoperit chinul de iadului. Oarecare a dat de unul până la grețe în foc. Voi vin ca să înțelegeți mai mult suferința, ca să-i par rău. Și fără niciun fel de pauză, groate. Și a fost întrebat de ce tip, pentru că e grozav de mare suferința, dar mai mare decât asta este că e veșnic sau aici. Cum zice și Porcluc, nu de moarte mă putem, ci de veșnicia ei. Și trecând mai departe la rândeală divină, a dat unul până la ghit în foc. Sigur că s-a dat seama, a fi spus că a făcut păcate mari față de celălalt, dar ăsta se bucură din când în când. Și a fost întrebat de ce te bucuri din când în când. Pentru că mi s-a vestit de sus că cineva dintre meu se face preot și peste 40 de ani mă scoate de aici. Dar ea se liniștea cu dorința că cândva va ieși. Un înger a fost întrebat de veșnicia iadului de care eu însuși. Și a spus așa. Dacă tot nisipul din toată lumea s-ar aduna și ar da cât un boc, cât un boc, tot s-ar fă și odată. Dar iadul nu. E groază. Care este motivul de nu poți să iubești vrășmaș și dorești atât de neînsemnat să ai zis ceva? S-a dus în vânt, fratelor. Nu contează ce zice lumea celălaltă dracu, contează ce zice Dumnezeu despre tine. Dacă a dat porunca asta să-l iubești. Un împărat a întrebat pe cineva ce să facem să semănăm cu Dumnezeu. Și iată, se face, face Dumnezeu. Și ce face? Iubește vrăjmașii. Nu mai ne îndurim de asta. A primit moarte, bătaie, groaznic, cu minință, era cine era, în sfârșit de iubire pentru noi. De aceea zic, mai mult să ne temem de iubire Dumnezeu decât de speriata lui Dumnezeu. Va fi îngrozitor de greu cândva. A trebuit să privim lucrurile cu multă seriozitate, să nu privim lucrurile în glumă. Pentru că nu-i de glumă, frații mei. Toate neamurile știu că trebuie să moară cu credințele lor. Dar nu se știe când, nu știe, nu se știe cum. Sunteți invitați în mod serios. Să nu pierdeți ziua, să nu pierdeți momentul din momentele zilei. Este posibil. Bine că trăim. În orice vreme, în orice ar fi, să știți că există un sens anume. Nu suntem la întâmplare. Ne guvernează Dumnezeu cu o mare precizie. Vă spun cu repetare, Dumnezeu întărește clipele istoriei
Nu este vorba de lăsat creația lui să fie stăpânită de diavol. Omul, v-am spus, e ființă aleasă, e după chip și asemănare. El depășește puterea fiului fiilor și a serafimilor prin puterea de la Dumnezeu, prin preoție și prin faurile care le dai. El nu se primește. Omul este singura veligă posibilă de legătură între Dumnezeu și creație. Omul s-a încredințat mare răspundere să supravegheze întreaga creație. Omule, uite cine ești și ce pe cine bată în iad. Există... Au fost întrebați catolicii care păreau că nu mai au cultul morților. Zice, avem purgator. Ca să răspundă la o întrebare începătoare. Nu poate și ca purgatorul, adică stau în suferință, achitându-se de păcate de care le-a făcut și automat se mântuiesc. Asta e credința lui, e falsă. Nu poate nimeni să ierte păcate de pe Hristos. Noi avem prospomidia pe care nu mai au. Înainte de liturghie pregătim și pomenim morții cu pescură specială, cu rândoară specială, rândoară prospomidie. Înainte de liturghie. Merge liturghia, se transformă, face marea transformare, epicleze se numește transformarea din trup, din pâine în trup și din vine în sânge a Mântuitorului. Și este la urmă de tot, preotul pune acele de păziți, sunt păziți, spală Doamne păcatele ce nu s-a pământat cu lui Dumnezeu. Adică tot Hristos, că e pomenit acolo, îi scoate pe ei din ea. Dar ce a spus acela? Că cineva de neam eu, mă va scoate de aici, că mă face pe ea. Toată lupta, frații mei, este că nu pierdem niciun timp. Va veni o vreme când va fi o enorm de mare căință. Că nu s-a putut folosi timp. Și aceia care spuneau să mai trăiască o zi, m-am gândit eu ce pot să fac. Și m-am convins că pot să facă foarte mult într-o zi, după cum spune și Sfântul și Soie, într-o măsură, într-o zi putem ajunge la măsură dumnezeiască. Niciodată nu o să ajungem la liniștea sufletească că te mântuiești. Mântuie pe mine m-a întrebat un părinte de mare valoare duhovnicească, din respect lui cu numele, părinte, astfel te mântuiești? O întrebare care ne pune în toți. Ca să pot să-i spun ce vreau eu, i-am spus că părinte, nu mă mântuiesc, că nu e funcție de cum vreau. E în funcție de smerenia mea, că nu mai smerim e harul, că nu mă harul mântuiesc. Și nu crede că la smerim. Sunt eu smerit, ce să-ți răspund? Mi-e teamă. Am fost în situație, pentru că sunt mințel în vârstă, să văd că numai echip eram bolnav, și frații mei, cu 10 și 10 de ani, aproape 60 de preoție și de călugărie, nu m-am găsit pregătit. Nu m-am găsit pregătit. Pentru că nu ne judecă după ceea ce știe lumea poruncea, să ne judecă după ce ne-a descoperit fiecăruia. Când Moise a primit tablele legii, Dumnezeu i-a tot așa, Moise, aici e moartea, aici e viața, aici e blestem, aici e binecuvântat. Dacă respect, ferice de tine, de ceea ce respectă, iar dacă nu, nu. Dacă știți dumneavoastră cât de sunt momentul ăsta, mulțumim Dumnezeu că am
ajuns să vă cunosc Sfântul atât de mult de mă vorbim cu Părintele. E o mare liniște pentru sufletul meu. Am vrut în toată inima să se mute de sus. Vixide salvabil ani am zice latinul. Am zis, mi-am întâlnit sufletul meu. M-a întrebat cineva ce melodie îmi place, băi închipuiți. I-am spus, bătaia clopotelor, frate, și da. Păi de-aia că nu suntem la teatru să batezăm. Pentru că bătaia clopotelor, după zi cum zic la tine, vivo il fuoco, molto a flango, fuori della frango. Chiama vii, plânge morti, și împrăște biforie. Ce melodie mai mult e ca asta? Mai frumoasă, mai precisă, mai angajabilă. Dacă s-ar anunța să aducem laude și să vedem lui Shakespeare sau lui Beethoven, acestui tani. Dacă am chemat, am face laude la cântecile astea, rock sau cum mai se numesc altele ca ele, s-ar îngrămădi lumea. Dar când se adună la Hristos, mulți încă au congestie cerebrală, la mâleu, și asta e. Și toată viața noastră lui Hristos o dăm, cum zice mereu, la liturghie. Dragii mei și scumpii mei, mulțumesc Dumnezeu că mă găsesc aici, deși vă rog să credeți, e greu să vă spun bucuria mea, dar viața este o realitate care trebuie să trăită numai și numai după Hristos. Și tot ce pot să vă spun ca un om slab, că e posibil. Numai să vrei. Lumea nu contează, dragi mei, pe harurile darului la Dumnezeu în lupta lor. Să cerem cu orice tip eroiește, nu să le cer, să-i cerem ca milogii. Doamne, ne-am zestrat cu foarte multe de când ne-am creat, ca noi să rămânem în veci veciilor împreună. Asta vrea Dumnezeu, pentru asta ne-a creat, singur numai pentru El. Ca aici pe pământ nu se poate face nimic fără voia Lui și cum am spunea, orice clipă din istorie este știută și în sfârșit rânduită de El. Nu vă grăbiți să judecați lucrurile după elemente strict omenești, economice și mai știu ce. Și chiar războaie. Știe Dumnezeu de lucrul. Că, de fapt, eu mă atât vă păstun, război vrea să ne-l cunoaște. Dar dacă Dumnezeu rânduiește lucrul acesta, că dacă Dumnezeu ține cont de un gând rău sau bun al tău, poate mai mult de un război atât de distrugător. Mă întreabă multă lume și mai ales studenții care începe să stricuiască, încerc așa dincolo de normal lucrurilor, ce facem, părinte, cu accidentul ăsta, că uite, s-a împărțiat conciția amestecată. Nu-i niciun răspuns ăsta, dragii mei. Și crezi că veți fi convinși pe ăsta. Pune-te-o la punct. Pune-te viața la punct. Cercetează tu pe tine. Am spus, te cunoști prea puțin. Te minimalizezi. Asta nu este o smerenie. Asta este o slăbiciune. Ai atâta
relații cu celor, avem îngeri păzitori, dragii mei. Îngerul păzitor nu doarme ca un pasnic. Păzește cu adevărat că e alături Dumnezeu cu puteri mari și în relație cu miliarde de alți îngeri. Există în canonul Îngerul Păzitor acolo un verset care spune: Sfinte Îngere, fă rugăciune de obște cu Îngerii toți pentru mine. El face și Îngerii din Cerul până nu vreau. Fac toți. A zis diavolul așa odată că dacă aș fi întrupat în om cu puterea îngerească de altă dată, părintele primea ajutor la pământ. Bine, avea dreptate poate. Dar Îngerul nostru Păzitorul poate să răsoare pământul, că nici nu-i căzut și Îngerul nu trebuie. Și ăsta e Păzitorul nostru. Nu există cuvânt de rugăciune, el duce la Dumnezeu. Un părinte îi citea ucenicul rugăciunile în pustie. Și la un moment dat părintele tremura. Fie părinte, ai greșit că am văzut Îngerul dângă aripi. Adică Îngerul a cuvinte de să ducea. Ne păsește cu adevărat, așa, ca o ființă divină. Și totuși, îngerii care au atâta putere sau au atâta mișcare și înțelepciune chiar, sunt subordonați preotului omului. În liturghie există o rugăciune că să facem o hundă care spune: Doamne, fă ca și îngerii care sunt aici cu noi să intre, să facă intrarea. Că și ei aduc slujbe și ei sunt în temere și ei sunt tot în ființe sfinte. A stăzut la dispoziția preotului. Sigur, preotul pe care vrem să fie foarte atenți. Preote, îngerii sunt slujele mele, dar tu ești preotul meu. Ce trebuia să fac eu pe pământ, fac tu acum. Frații mei, avem pe Maica Domnului. Știți că e supărată pe toți aceia care nu-i cer niciodată nimic. Să îndrăznească cineva să spună că s-a rugat la Maica Domnului cu adevărat merit și nu i-a răspuns. O discută de rău. O vorbește de rău, dar în timpul ăsta să roagă la căpătuiul mamei lui sau chiar la el. Nu există răutate acolo. E o râvnă nemaipomenită de a mântui făptura sa la Dumnezeu. Sigur, dragii mei, sunt foarte greu de spus, foarte multe lucruri de taină, dar s-a observat. Cine vrea să trăiască viața mai concentrat, că Dumnezeu e atât de aproape de noi. Nu vă gândiți la lucruri mari, la virtuți mari, la daruri mari. Mulțumim și mulțumiți-vă cu daruri care aveți. Pe unii sunt așa, unui pahar mai mare, altui pahar mai mic, dar dacă e plină la mic, e fericit. După doamnă care le-a primit. S-a pus o întrebare. Zice Sfântul Pavel la ta. Zice să aleargă și care, dar nu toți iau premiul, numai unul. Acum e o întrebare legitimă, dar au alergat și alții. Ce fac cu ăștia? Ăștia sunt alungați chiar așa? Nu sunt alungați. Și ăsta li se plătește după dacă a făcut efort total în fuga lor. El e pahar mai mic, se umple și el, îi primește și el. Pe viitoare, prin dreptate la Dumnezeu, cum poate să fie lucrul ăsta? Dumnezeu e mult mai prezent, Dumnezeu este Dumnezeu puternic, poate să răstoarne pământul și suferă insulte și hărțile din partea noastră. Îl iubește și pe el. Poate că aici între noi există și câțiva care
n-au venit acei la Dumnezeu. Nu zice nimic. Noi îi iertăm, nu îi înțelegem, însă, dar dacă vrea să ne atace, nu pretind decât să ne aducă argumente. Și eu aș îndrăzni să vă spun, să-mi spuneți ce n-am spus adevărat și voi răbda. Sunt foarte bucuros de acest moment, nu mă așteptam. Am fost, cum s-a poruncit în partea mea. Călugărit de la mine cu fel de fel, că nu mai stau cu Dumnezeu. Ascult acolo. Ascultarea la noi e mai mare decât tamul tău și rugăciunile tale. Dă piatra la o parte care de 20 de ani, nu te numă. Și s-a întâmplat să dea. Dar tu nu poți să spui numărul. Doi inși din lume, foarte mulți s-au iubit și foarte credincioși trăitori, au hotărât să plece la unul la mănăstire, s-a dus unul puțin. După o bucată de timp, adică niște ani, cel din pustie a coborât la cel din mănăstire să facă ce mai face. Salitul care era un om cu Fica lui Dumnezeu, le-a dat voie să mai plimbe prin pădure, să mai înveți unul de la altul. Mergând din pădure, au dat unul oameni. Și a zis la dăpuțe, și hai să ne rugăm să învieze. S-au rugat și avea mult. Prea dăpuțea zice, pentru rugăciune mele avea mult. Ora, ascultor de mălăție, s-a rugat, dar n-a gândit numai decât. S-a rugat sincer. Au plecat în mănăstire, cum a ajuns în mănăstire, s-a zis, ascultă, fugi repede, treci sub, eu ăsta care am sub acolo, te așteptă ceva acolo ăsta. S-a repetit, nu barcă, nu scândură, nu nimic. S-a repetit, da, un crocodil la ăsta de dincolo. Când ce ai văzut, fiule, pentru rugăciune cu ea de amor, i-a zis tare, tăierea voie, ascultare. Oricine a fi, orice încerci la sabea, orice era în social la sabea, deci este o disciplină ierarhie. Nu se respectă, sunteți în păgânătate. Frații mei, să ferească Dumnezeu să ajungem la marginea acestea, pentru că marginea sunt numai de dragilor. Stăm bine unde suntem, n-avem decât să cerem, ni se răspunde și dacă nu-ți dă, nu-i numai decât cel mare vinovat și poți să fii tu. Nu cerem mereu la Dumnezeu. Nu ne-a dat Părintele cerut. Că spune că îl primești în sutiri, nu știu ce. Păi, nu te-ai rugat cum trebuie. Te-ai rugat pe un loc, nu poți să dea darul să-l precificești propriu. Așa că încă o dată vă spun, cu scuză să mă opresc aici, prescris timpul, dragii mei, pentru că totul se va termina. Cu prima zi de moarte, în ultima zi de moarte, începe prima zi de fericire. Și vă urez din toată inima să intrăm toți, să ne întâlnim toți, tot așa, în grămadă, în credincia altă. Amin! Trebuie să cerem ca niște eroi, nu ca niște miloci. Întrebarea asta mi se pune, ce e unul și ce e altul. Când Mântuitorul era pe lacul Genezaretului cu ucenicii, a spus ucenicilor, merge pe țărmul celălalt. Și s-a plucat în corabie. Între timp a venit valuri puternice, vânt, să acopere corabia. Disperați au spus, Doamne, scoală că perim.
Mântuitorul s-a spus și a zis, vă și vedeați în fundul mării cu mine cu toți. Că m-ați declarat că sunt Dumnezeu, că sunt Fiul Dumnezeu și Hristos. Dar vreați fără valuri, vreați fără vânturi, asta este crucea. Și crucea înseamnă să duci ce nu-ți convine, dar care e singura salvare, jertfa. Mirou înseamnă un om care luptă și luptă inteligent și luptă strategic și luptă ținând cont de toate elementele care îl dă biruință. În armată există un plan de foc. Eu l-am aplicat și în viața noastră de creștin. Planul de foc cuprinde mai multe patru elemente. Mai întâi, determinarea precisă a poziției tale. Al doilea, determinarea precisă a dușmanului, cu cine luptăm. Al treilea, distanța între noi și dușman, ca să poți înălța înălțătorul pușii și să ajungă acolo. Și al patrulea, folosirea tot armamentului să omori sau să neutralizezi inamicul. Exact să potrivește și la noi. Care e poziția ta? Suntem creștini. Care este inamicul? Diavolul. De ce trebuie să cunoaște distanța? Sfântul Antonie cel Mare a pus o întrebare la ucenici. Care este păcatul de care trebuie să ținem cont cel mai mult și imediat? Toți au spus. Mândria, curvia, uția, păcate mari, păcate de moarte. Dar nu au răspuns exact. Păcatul de care trebuie să ținem cont cel din tine este cel care e aproape de tine. Ăsta este primejdia cea din tine. Dacă cineva a trăit cu unul să te omoare și întinde mâna, să mâna să te apă de ăsta pe lângă tine și folosește și vedești ăla care a folosit. Deci păcatul cel mai mult este ăsta. După cum vedeți, în continuu trebuie să jertfești. Cine fuge de cruce, fuge de Dumnezeu, zice Sfântul Domnul Dumnezeu și așa e. Mântuitorul n-a primit pe diavolul omenește vorbind când a făcut atâtea minute înspăimântă, pe demnieri, de sămintea în loc. Nemaipomenit, așa ceva nu s-a mai văzut, au spus-o toți. Dar n-am mântuit neam omenesc decât prin cruce, adică prin jertfă. Mântuirea pe cruce și să vă uita satana. Ca să zic că nu se poate fără jertfă. Și ca să jertfești nu trebuie să fii în moment. Nici o mână nu biruiește dacă tremuri și ține sabia. Să biruie inamicul cu sabia ținut de bine. Adică mâna care tremură, nu mai e. Miloc e un om care cere în continuu să referă la mila ta, nu lupte să cucerească. Nu faceți comparația cu niște miloși de stradă. Că și ăștia, vă spun că sunt personaje biblice. Ăsta nu întinde mâna să-i dai, întinde mâna să-ți dea împărăția, că tu cu doi lei nu poți, nu i-o dai. Deci nu-i vorba de milogul ăsta, dar el e un milog, nu poate decât atât să ceară. Și dacă e vorba de asta, scuzați-mă, mă găseam în București, n-aveam bandă mașini de tramvai și mergând eu pe jos, cum mă vedeți așa, am observat un milog. El își pregătea că m-a văzut, eu nu știam ce să-i răspund până acolo, pentru că n-aveam nici bani de tramvai. Și am ajuns la el și i-am spus, n-am niciun ban. Îți dau însă o mână caldă, vai părinte, așa ceva nu mi-a dat nimeni. Dragii mei, nu este vorba să-i dai. Nu dai ce ai, dai ce ești. Asta e milosia. Iar tu ca să-i dai ce ești, să-și repeti.
Și atunci tu ești în rândul oamenilor de jertfă care se numesc eroică. Ne se întâmplă sute și mii de cazuri de împrejurări când noi ne identificăm repede forțele noastre sufletești. Adică ce puțet zborul nostru. Noi aceia n-am venit să vorbim de mărci sau de mașini sau de roate. Am vorbit să vorbim ceva de aici. Că zborul, mergea noastră e vertical. E pentru ca să poți să faci lucrul acesta, trebuie să știi să jefești. Ca să te ții iubirea în familie, trebuie să jefești soții. Raportul de dreptate și pace de al doilea opt. Deci pace mai mare de patru decât dreptate. Ei, ca să renunți la dreptatea ta, să renunți ceva la tine. Asta e o jertfă. Asta e pace lui Dumnezeu. Da. Să mă iertați să vă spun un lucru, așa, dar sunteți oameni și veți înțelege. Un cioban plin de păduci și de jec, nu știu care știa, de i s-a spus și lui despre Dumnezeu ceva. El nu știa despre Dumnezeu, îl vedea ca pe el. Și, Doamne, n-am știut că ești, dacă te arăți, te-aș scoate de păduci, te-aș spăla, te-ai săruta picioarele. Vă dați seama, el săracul dădea tot ce știa. Ei bine, o sfânta simplicitate, cum zice latinul, sfânta simplitate, știți? Și l-a întrebat pe Petru Dumnezeu, ce-i pe nume Petre? E, să roagă lumea, măi, ce mi-a făcut rugăciunea la ciobanul. Adică, vedeți, el dorea să jertfească, nu s-a uitat că jertfa este drumul mântuirii. Fără jertfă nu se poate face nimic, fără luptă. Și trebuie să știi să mori în fiecare zi și să înviezi în fiecare zi. Asta nu se poate decât dacă ești treaz și miș. Când mi-a fost cu putință, în sfârșit sunteți oameni deștepți și vă dați seama că e diferență între a fi milog în cursul vieții tale și peste tot decât erou. Da. Părinte Arsenie, cum să facem să iubim pe toată lumea să nu judecăm? Dragă, răspuns ăsta. Nu urâng și nu judec. Ce mare lucru este ăsta. Sunt foarte convins și nu mă tem să spun. Că cei mai mulți în iad sunt cei care vorbesc de rău. Sunt cei mai puțin vindecați. Foarte greu să vindec. Ce nu merită? Ce merită mai mult? Și mi-a zis și am să-i zic. E bine. Iubirea este consemnul de judecată. Ne va întreba Dumnezeu de ce n-a iubit. Sigur. Nu facem nimic de la noi decât înțelegem că Dumnezeu a poruncit, nu m-a sfătuit să a iubit, s-a poruncit în Evanghelie atât de repetat încât te jenezi de multe ori să te repeți. Noi numai că nu iubim, dar urând. Spune Sfântul Grigorie de Nazianz așa. De orice cuvânt în plus vom da răspuns. Și cu atât mai mult de orice cuvânt rușinos. Și eu zic, și cu atât mai mult de orice cuvânt ucigător. Vă dați seama ce trepte așa merge satanul se lasă. Dar vă spun că satana, încă o dată vă spun, este un tolerat. Nu e o putere. E ținut, cum spun, ca să ne identifice, ca noi să ne trezim. Așa că trebuie să înțelegem să iubim. Dom'le, să umbli Dumnezeu cu umbli după fată. Îi scrie un poet. E un cuvânt al firii, e un cuvânt care te face să gândești.
spunea un oarecare ins, doctor se numește, că dacă luăm pielea după noi, după față, nu mai suntem nimic. Frumusețea stă în piele. Și că restul e o grămadă de moluși sau de băligați, scuzați. Nu e adevărat. Trupul omenesc e un templu. E o poezie. Trupul element, trupul omenesc, este în amănunt luat, el se petrece lucruri extraordinare. Nu bem oare lapte, care nu-i departe de coada vacii. De ce se vede în asta? Nu ne împărtășim cu trupul sângele Mântuitorului material? Deci nu trebuie să ignorăm. Dar nu a creat Dumnezeu suflet, trupul fără rost. Inima și mintea, adică mi-a spus cineva, învățându-i, spunând eu pe acolo cu dăruire, să zic așa, vorbeam și apăram femeia. Da, unul zicea el că are ceva de spus, zice, dar ce părinte, zice, bărbatul unui capul femei? E dragul, ai mare adevăr, dar este inima. Și capul care n-are inimă este pe frigor. Deci, n-a creat Dumnezeu pe una și pe alta vorbă. Le-a pus într-o mare unitate. Inima hotărăște. Inima este adâncul ființei noastre, absolut. Ea hotărăște. Mintea însă execută și, în sfârșit, merge într-o mare unitate. Nu e bine să separăm unul pe altul, să rugăm pe altul sau pe altul. Este vorba de ținând cont de entitate, de toată ființa. Așa că, ia să ne așezăm, să ne facem educația iubirii, pentru că pacea e mai mare de 4 ori decât dreptate. Dacă nu este așa, e dezbinare, nu mai este unitate, nu mai este armonie. Dacă nu e armonie, nu este niciun fel salvare. Pentru că, dragii mei, prin căsătorie, prin familie, este vorba de ajutorul acesta de finețe, cum zice francezul, respire de finețe, spirit de finețe, care ajută la mântuire. La nuntă e o rugăciune care spune acolo așa, și femeia să se steamă de bărbat. Toată lumea în momentul ăla se uită la mireasă. Vetul om trăiește momentul fără cocoș mai departe. Femeia a fost mida în roabă, a fost un obiect bajocorită, omorat fără judecată. L-ai dus de la Mielua 33, Constantin cel Mare a ridicat această mare și urâtă povară. Te-a lăsat-o liberă. Acum, în mod atavic, adică trecerea defectelor sau a calității peste generații, femeia se tine mai departe și bărbatul ar mai departe cocoș. Nu e așa. Dacă dorește foarte mult cineva să existe, că scopul căsătoriei nu este plăcerea. Plăcerea e consecință, dragii mei. Este mântuirea noastră, cu orice chip. Deci această înțelegere, și asta sigur că ca să ai această unitate, trebuie să știi să jertfești. Întrebarea asta nu se poate termina niciodată pe explicația iubirea. Pe iubire e criterie de judecată. Așa. Și eu m-am spus că nu poate, pentru că au venit multe lucruri. Vă zice ce părinte? Există iertare fără uitare. Fără uitare. Aia nu mai e iertare. Dacă n-ai uitat.
Acum vă spun. Dumnezeu ne-a iertat. Ce-ar fi să nu uite? Ești chinuit. Nu mai poți crea. Ești rupt. Iertarea asta n-are origine divină. Și iarăși este un fel fals de a conviețui angelul iertare, nu mă interesează. Un părinte, un marecare călugăr s-a închis într-o casă, s-a dus acolo și pe ușiță pe acolo, ca la pușcărie, și îi ducea mâncare. Unul însă fusese certat cu el și ăsta care era închis nu-l ierta. Părintele l-a trimis, du-te și te iertare, cum se poate? Zice, m-am dus, dar nu mă primești. Du-te încă o dată, nu mă primești, când du Când a văzut, părintele a spus, te tui pentru că te îndreptățești și cer de formă iertare. Du-te cu gândul că ești vinovat. Ăla Dumnezeu l-a luminat, i-a deschis și s-a iertat. N-are niciun gust, nu poți să versuiești dacă nu uiți. Pentru că ține pe loc. Ce rost are formalismul ăsta? Iartă-mă și la zice, nu-i zis să te iarce, du-te și te împărtășește. Dragii mei, vă spun încă o dată, nu e de glumită. Lucrurile trebuie, cu orice tip, rezolvate, aici cu suntem. Vă spun încă o dată că e lucru mic ce am făcut. Nu există lucru mic în viață, răul cel mai mic. Așa că o iubire, iertare, uitare, restul nu este. Nici n-aș vrea să fie obiect de discuție. Ce să facem în situația când oamenii văd credincioși, meritoși, Credincioși, meriți, dar noi, în realitate, suntem foarte păcătoși. Dacă e o realitate, păcăiți-vă, ce mai bun. Câte crede dumneavoastră că știe un duhovnic? Pe o parte se distrează, pe altă parte se îngrijorează. Nu există păcat, a spus în altă atenția sa, că și Iuda putea fi iertat. Tare era îngrozitor. Dar Petru a făcut păcat foarte mare, pe care noi nu știu dacă l-am putea face, să ierte Dumnezeu. S-a lepădat de Hristos când se uita la el și chiar Mântuitorul l-a văzut. Ieșit fusese de înainte. Groaznic păcat. De asta a plâns cu amar. Dumnezeu, dragii mei, dacă aș ști că ne iubește, asta este o mare pierdere, o mare lipsă, să știți, dacă nu gândiți la iubirea fără margini. N-avem puterea să vorbim, n-avem cuvinte. Ne iubește mult, ne înțelege. Eu personal, când am fost într-o situație mai grea, nu mă găseam bun de mântuire. Cum era să mă găsesc? Dar m-am gândit la lucrul ăsta și m-a ușurat enorm. Domnule, mă iubește Dumnezeu ca un păcătos, că vreau fără discuție să ies, nu mă lăsa. Lupta e de veacuri, de zeci de ani. Așa că vă rugăm foarte mult, țineți foarte mult să vă duceți să l-ați povedit. Domnule, spune acolo pe limba ta. Așa, te înțelegi Duhuricul, te iubește, nu se pune problema. Pentru că și El se mântuiește mântuindu-te. Ne considerăm, mi-am păcălit și asta, vă rog, ieși din starea asta de lucruri. S-ar putea ca tu să fii, să te zică că ești fals, nu contează, vă spun cu repetare, nu contează ce zice lumea și celălaltă dracu, ce zice Dumnezeu despre tine, asta contează. Este, Mântuitorul a spus, și lucrul acesta a rămas ca învățând la soară luminată. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă nu e cale, nu e mergere.
Dacă nu e adevăr, nu-i cunoaștere. Dacă nu e viață, nu-i vețuire. Deci, adevărul care știm, trebuie să respectat. Dacă n-ar fi fost Noul Testament, să desfința Vechiul Testament. Dacă n-ar fi fost Hristos declarat adevărul, dacă n-ar fi fost adevărul cunoscut, eu sunt Hristos adevărul, toate filozofiile n-ar fi existat cu atacurile acestea la adevăr. Există Satana cu antifriștii care atacă în sfârșit fel de fel adevărul. Adevărul totdeauna doare, nu te suportă ușor cel de lângă tine dacă tu ești mai credincios. Vrea să te pună la nivel cu el să se simtă bine în serviciunile lui. În tot cazul, să fiți cu multă băgare de seamă că niciodată nu e cineva degeaba lângă tine. Asta e o enorm de mare greșeală. În măsura în care iubim lumea, în măsura aceea iubim pe Dumnezeu. Da. Ce trebuie să facem pentru a nu mai da răilor dracului, Andrei? De ce zici drac și drac și zici Doamne, Doamne? Ce te costă? Ce să facem? Fiecare, cum am spus, că m-a întrebat cineva și ăsta era un om mare, era și patriarhul de față, care este problema cea mai grea. Din problema fiecărui atunci, asta e problema cea mai grea, cum a fost eu. Problema fiecărui, uite, mă întreabă un lucru așa de școală primară, foarte bine, știți, așa. Nu mai zic, Doamne, Doamne, să te ajute, dragii mei, uite ce este. Suntem firul umane, suntem angajați în probleme de existență, momente istorice dificile, în sfârșit. De ce nu vă rugați? Nu vă dați seama ce putere mare are Doamne Iisuse Hristos în lumea de păcătos. E cea mai mare rugăciune. Nu trebuie să stați de vorbă cu diavolul, cu dracul, cu dușmanul. Stați de vorbă cu Hristos că te atacă el. Nu-l recunoști. În momentul în care îl recunoști și vorbești cu el, chiar apărându-te, e bucuros, care și el ceva de sus. Eva, când au nispitit toți șarpele, că să mănânci, a spus, nu, că Dumnezeu a zis că numai dacă gândim să mâncăm cu moarte vom muri. Dumnezeu n-a spus numai dacă gândești, dacă mănânci cu moarte vei muri. Atunci șarpele și-a schimbat tactica de luptă și a zis, da, nu vezi ce frumos e la cuplul, la culoare, pofta uicilor. Și să vezi ce pune la gust pofta trupului. Și ajungi, tu cunoști lucrul Dumnezeu, tu fii a vieții. Adică și atunci Eva a gedat. Satana își schimbă repede tactica de lucru. Dar mi-a spus un om foarte învățat, era în duhovnicul lui, foarte învățat, Andrei Spiru. Părinte, zice, dracu nu este inteligent. Păi, zic, sunt de partea Sfinției tale, că zici vorba asta. Că mă mir și eu acum să ne mirăm toți, Dumnezeu, slut așa cu ei, întunecat, cum spuneam la Pățititul. Domnule, nu se lasă deloc, nu vede, vede lângă, știe ce e Dumnezeu, știe ce a fost, nu se lasă deloc. Și asta, sigur, din cauza mândriei. Așa că pot să-i spun că este inteligent, însă mai întâi trebuie să știți că el nu ne cunoaște gândurile, dar face orice să te prindă. Are o tactică de luptă, are o serie întreagă de experiențe. Pentru că omul care e foarte deștept și care poate să îndumnezeiască, a venit cel mai mare prost, așa, ascultându-l pe diavol. Se zice că, dar ce a făcut părinte? Zice, a făcut azi și urmă o vorbă, așa, care a tăiat, bineînțeles. Eu v-am spus, dar nici Adam n-a făcut, m-am dorit, am mușcat într-un mod. Și a dat atât de mult de lucru cerului, uite, uitați-vă, de mii de ani, de mii și mii de ani, uite, trebuia să răstignească Hristos, trebuia să jertfească. Cât de muncă a dat cerului întreg și, uite, luptând de răzputere, acum să salvăm mușcătura aia care a făcut-o pietul Adam.
Și l-a întrebat un arhanghel, l-a întrebat pe Adam, care a trăit 900 de ani. Cum a fost Adam aici? Am intrat pe ușa vegetală. Adică 900 de ani nu mai era nimic. Noi, frații mei, nu-i nimic la viața asta. Este o ușiță pe altă ușiță. Dacă avem în intervalul ăsta putința, dar în aripada trăi, în sfârșit, să nișelăm, în sfârșit să depășim Domnul. Dar nu puteți decât cu iubire și cu rugăciune, dragii mei. Nu vă supărați dacă v-aș aduce această învinuire, în sfârșit și mie, azi, nu ne rugăm destul. Doamne Iisuse, s-a constatat că fuge de puterea numelui. Atunci când vă ispitesc, mai ales când vă ispitați atropești. Doamne Iisuse, dar nu cu agitație și cu un calm, așa. Asta e o mare rugăciune care trebuie spusă în taină, în taină, dacă se poate, scuzați-vă, nici tu să nu știi că zici. Este ființă vie, el trăiește. Și unde să pună Dumnezeu acest fătuț de copil mai sigur ca în pântece de mamă? S-a văzut, eu personal am observat lucrul acesta timp în cu pustii și cu învănătiri de munte, că rupoicele hrănesc copii de om și mamelor îi ucit. E groaznică. Ei sunt nebotezați, că există. Și există cuvântul Mântuitorului, ce nu s-a botezat, în mare dificultate. N-au niciun fel de răutate ca să răspundă în sens de ea și nici botez în sens de nai. S-a descoperit și asta cu relativitate că au un anumit loc și dreptatea lui Dumnezeu, care nu are nevoie să ne băgăm prea mult, în iubirea lui dincolo de închipuire, nu-i lasă nici pe aceste ființe. Biserica totuși, la proscomide, îi pomenește într-un loc prunc și înainte de vreme. Și scoate șfentele, dar noi putem pomeni pe nume, că nici nu are nume, dacă numele nu s-a avut. Ne rugăm, puneți-vă la punct. Noi nu, în biserică, noi nu avem decât două pasuri cunoscute în biserică care au fost mântuiți fără botez. Sfânta Tecla, care era mare muceniță și atunci a fost o padră, care era peste măsură de dorită în sfârșit de voievoși și mulți, zi, noaptea o ținea la o femeie să stea și zeul lor la munci și la situație să o convertească, că era prea dorită de voievoși. Femeia aia unde stătea ea acolo noaptea a avut o fică care a murit. Și acum ea moartă vedea adevărul de aici, de lume. Și-a rugat pe mamă, să rogă pe fata aia care iubește chitot mult, să mă scoată și pe mine din rai, din iad, pe mare țin aici, să mă mântuiască și pe mine. Și sfânta, iată, și sfânta fata care îi făcuse bine de să se purta frumos cu ea, să mai răpărea săraca și a noaptea și ziua anunci, a dat putință, nu putea Hristos să ia voie de pe prima muceniță, că e prima muceniță. Și a apărut în vis a doua noapte, mamă, sunt fericită, a ascultat Dumnezeu, a ascultat rugăciunea sfânta asta ca efect. Asta e un caz. Al doilea caz, Sfântul Grigore, dialogul, a trecut peste un pot care l-a făcut Traian. Traian care a murit ca băgăr, măcar că a avut o fică mucenică, Sfânta Drosina. Dar Traian ăsta avea un suflet bun. Încât s-a dus vestea acolo aici, zicea, bun ca Traian, bun ca Traian. Și a zis, Doamne, zice, un om așa de bun, a murit, s-a rugat pentru el. Și a primit răspuns din cer. Mi-a zis, auzi rugăciunea, dar nu te mai ruga pentru păcat.
Deci ar putea să fie și tăiat mântuit. Nu putem vorbi cu siguranță de lucrurile acestea. Cuvintele care rămân fără discuție de respectat cu sânge a Mântuitorului. Ce nu se va boteza în numele Tatălui și așa sunt de nu s-au mântuit. Deci e limpede. Un anunț, să mai odihnă. Uite ce spune aici, ce ne puteți spune despre 666. Vă spun ceva, dar pe contul meu. Am întrebat și eu, de ce 666? Am întrebat motivat că sunt întrebat. Cu barba mea, cu numele meu, toată lumea crede că sunt eu. Sunt și eu un om care rup de răsputeri, sunt în echilibru și vreau să nu mă înșer. Nu sunt în echilibru decât prin jertfă și dragoste, nu de glumiță. Uite ce cred eu despre 666. Mai întâi de toate pe plan moral, asta nu sunt cuvintele mele, am unui Sfânt Părinte, este a fi așa. Primul 6 ar fi crima până la bestialitate, care astăzi o vedem că este. Deci primul 6 s-a împlinit. Al doilea 6, curvia fără rațiune. O vedem și acum. Păcate sodomice și gomorice, Dumnezeu Sodoma și Gomorra le-a mistuit fără dispărăt, fără rezervă. Și apoi au și copii nevinovați. Așa de mare păcatul, groatnic, groatnic. Anulează multe valori cine fac lucrurile acestea. Și când am făcut eu, când am mărturisit prima dată, acum vreo 60 de ani, am găsit că spune așa, și cine face lucrul acesta, urgentează judecata de acolo. Astăzi e mai grav că se și oficializează. Deci ce pot să zic decât că s-a împlinit și al doilea 6. Al treilea 6, lista de credință, care este destul. Așa. Acum, mai este o explicație, cei cu 666, de ce nu 777? Uite, uite care e părerea mea. 666 adunate ca templu unită de 18. Adică 9 cete sus, 9 cete jos. Diavolul când a căzut, a vrut să fie Dumnezeu, adică să vă toată creația. Cel de sus le știm. Serafii, feruvim, scaune, domnii, așa, tronuri, așa început. Al treilea, începătorii arhanghelice, cu fiecare cu locul loc. Care sunt cetele pământești? Sunt trei câte trei. În prima ceată e arheria, preoția și diaconie. A doua ceată este călugăria, creștinismul și tot neam omenesc. În a treia ceată sunt păstări, deci animalele, în sfârșit și pești, și minerale. Deci și acestea sunt tot nouă. Așa că diavolul vrea să fie stăpân peste toată operația lui Dumnezeu, care este cuprinsă în 666, după cum am spus. Asta însă rămâne cu rezervele ei. Să nu se sperie, explicați-le că nu cifra în sine este un rău. Da, vai de mine. Ce? Păi, dacă vreți, pot să zic un cuvânt divizibil. Și că mai sunt aceste teme cu... Nu așa, dragii mei, lasă că n-ați venit aici să nu știți pe ce vorbim. Ei, și cum vreți să vorbim? Na. Uite, văd și trăim chiar. Aici o scrisoare întreabă. Dacă m-a găsit. Mi s-a dat sugestie să vă ajut. Preacuvioase părinte, vin vremuri tulburi pentru țară. Aș aminti doar trei probleme. Nenorocirea prin care s-a aruncat asupra noastră programul Dracul Ardent, în traducere Țara Răului. 2. Nenorocirea din Apuseni cu Roșia Montană, unde
munți, sate, biserici, vestigii milenare vor fi rase pentru un punct de aur, tot câțiva arginți. Trei, faptul că încă nu s-a revenit la statutul de Mitropolia Dobrogei, deși a fost cea din tâi. Se pot rezolva aceste toate ca în pilda mișcării muntelui Nil? Ne putem ține cu toți o săptămână de post? Nu putem ține cu toți o săptămână de post și apoi rugăciuni și cu spovedanie și împărtășanii să se îndrepte acestea? Dragii mei, eu sunt și eu nedumerit de aceste lucruri, dar nu sunt în explicații noastre și în socoteala lui Dumnezeu. În ce privește Mitropolia Dobrogei, eu am militat pentru așa ceva cu Mitropolia de aici. Aici au fost primii pași grozavi pentru creștinarea părții este Europa, început cu România. Aici, în Dobrogea, în altă asenția sa care are merit și eu am spus lucrul ăsta în multe părți, a răscolit din cel Dobrogea asta și a găsit părți din cer în ea, cu sfinți. Asta nu e puțin. De ce altă parte a țării s-a făcut mitropolie fără marile merite care le-a avut Dobrogea? Când a venit în lapte sensa aici, i-am dat o carte scrisă de mine pentru că era tipărită sub binecuvântarea în lapte sensa. Și i-am scris așa, să mă iertați. Dobrogea și Sfântul Andrei vă aștepte de 2000 de ani. Am vrut prin aceasta să încurajez lucrurile, să și angajez. Dar cu războaie, cu astea, dragii mei, nu este nimic fără știrea Dumnezeu, nu putem să ne amestecăm, că ar fi o vorbă nerezolvabilă. Deocamdată văd că sună tulburile tare nemilos pe acolo. Ne lăsăm în voia Dumnezeu, nu strică să ne rugăm pentru lucruri frumoase, prin privind ierarhizarea și existența bisericii noastre. E foarte frumos că pe întrebarea asta, sigur, se dorește lucrul ăsta, e un lucru. Așa. Mai e încă o scuză. Dacă atragem atenția celui care vorbește în biserică păcătuit. Da, să vă spun, s-a dus într-un stat un baia la teologie. Toți îl vedea ca preotul de mâine, merit pentru băiat în biserică. Și cineva l-a întrebat, ce-i învățat la teologie? Să nu vorbești în biserică. E de scurt. Ce să vorbești, mă, tatăl, nu-i de dus acolo să ascult cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, intrarea în biserică intră în cer. Marele prefaceri. Harul grosav al preoției. Este grozav de important lucru. Spune într-un loc așa, că ești putin să vă duci la biserică numai în caz că arde casa și nu ești bolnav, te poți da drog în patașul. Atunci ai discutit. Fără discuție că acum s-a lățit treburile sau mulții și nu știu ce. Avem toată înțelegerea. Nu trecem cu vederea așa ușor. O mică mustare și un îndemn îl facem la toți. Îi zice, de ce să stau acolo, că îmi vine nu știu ce. Știu eu ce poate să-ți vine și de la cine vine, asta o știm. Dar este harul Dumnezeu care vine acolo și folosește. Dacă intră într-o parfumărie și nu cumperim, dacă ieși acolo, mi-e și-a parfum. Măcar că n-ai cumpărat. Deci e Dumnezeu care te ajută. Avem așa de multe nevoi toți. Și ăsta ar putea să fie milogul de care spuneam. Cere ajutor, dar până nu, cu niciun tip, nu faci ce poți să faci. Pentru că dacă nu se mișcă fir de păr, zice Mântuitorul fără voia mea, vă închipuiți dumneavoastră că oricare inițe. Suntem atât de mult iubit de Dumnezeu, ați văzut și ciobanul la săracul care cerea așa de simplu, direct, să-l pierde pe Hristos, pe Dumnezeu, pe cap. Da. Așa că îndrăziți la rugăciune și în biserica, dragii mei, este casa lui Dumnezeu. Așa.
cum poți să te mântuiești într-o zi, ziua dinaintea morții, dacă o viață ai păcătuit? Dragii mei, v-am spus și să intre în sânge, nu numai în înțelegere. Dumnezeu iubește. Un băiat foarte rău l-a dus mama lui să-l certe. Și ce face asta? Și el a zis, mama, am făcut rău, dar numai la tine m-am gândit. A dezarmat. Nu e vorba de durată, nu multe, a păstrat ce zici, clipa aia, am spus-o, poate să echivaleze coșul de lacrimi, că avem de-a face cu iubirea, nu cu numărul de zile, cu timpul, nu știu ce. Dumnezeu iubește, că spune, începe, mă găsim moartea, aia de mă judecă, mă găsim moartea într-o pocăință și am de-a face cu, cu mila mea. Ce poate să zică dracu? Măcar că dracu e pretențiu și îi spune de ce. Mântuitorul vine cu argument. Uite, eu sunt milostiv și l-am găsit așa. Eu n-am nevoie de mult, dar ce a spus atât de în inima lui. Când zice copilul tău, mi-e foame, mamă, atât a zis. E ce-i să faci? Îi dai piatră sau semne păsători? Plângi, rugi din tine și îi dai. Deci nu contează timpul, contează flacăra, contează intensitatea arderii din tine pentru Dumnezeu. Asta e și pregătirea de împărtășire. Aici mai era. Sigur că aici intervine, cred că o pune cu oarecare substrat. Am putea duce toată viața și simțind ziua morții cu o zi înainte necăim. Nu mai putem dacă rău intră în firea noastră. Dragă, dumneavoastră ați văzut că a dat Dumnezeu o pildă cu aia care i-a găsit fără lucru. Și ăla în ceasă, unul s-a dus și el și i-a plătut ca pe celălalt. Și i-a răspuns, asta este răspuns. S-a cârtit ăla care a fost de dimineață tocmit. Și l-a dat, i-a plătit și ăsta care a fost la urmă, tot cu ăla. Dacă sunt eu bun și te faci pe tine rău, i-a zis stăpân. Te-a dat atâta mea și pe zi de treabă. Adică Dumnezeu i-a fost milă și de ăla. Așa. Nu contează, că e destul de grea pentru el. Și vă mai spun un lucru. Am spus asta, dar uite că se trece peste ele. Ferice de cel care se roagă cu intensitate, care se bucură, care în sfârșit într-un fel chiar a suferit. Îl iartă Dumnezeu repede. Avem de-a face cu mila Dumnezeu, dragii mei, altfel nimeni nu s-a mântuit. Mila trebuie dreptatea. Nu se poate pune la Dumnezeu dacă ai făcut milă, dacă ai iubit, nu se poate trece cu vedere. Dacă este posibil ca un binecredincios să primească mântuirea păcatului prin mărturisirea directă în comunicarea sa cu Mântuitorul, adică fără duhovnic. Nu se poate, dragi. Nu se poate. Pentru că asta e o taină. Taina pocăinții. E un botez. Noi ne botezăm când suntem copii născuți să scăpăm de păcatul moștenit de la Adam. Dar de păcate noastre, cum putem să fim mântuiți? Mai mari decât au luat dat. Decât prin pocăință, prin venirea Mântuitorului. Merge, ceretați voi ieri și eu, numai așa. Aia e un dar cu totul deosebit, așeria, care poate să ierte. Transmisă și preoților să facă această treabă, că sunt în contact cu marea masă a credincioșilor. Numai prin asta trebuie să. E vorba de originea cuvintelor din Scriptură. Nu mai certați voi, iert și eu. E de o mare necesitate. Zice, părinte, am mărit fără lumânare. Atât de mulți când spun lucrul ăsta, dragii mei. Lumânarea nici n-a ajută, nici n-a pus. Are însă o semnificație. Ideea de jert. Ca să poți arde să luminezi, trebuie să jertfești ceara pe tine. De asta este ea folosită. Ideea de jert. Deci cu cât jertfești mai mult, poate luminezi mai mult. Da.
nu te poți mântui cu să spui așa eu, scuzați-mă că vă spun că eram, sunt o munte în trecere, treceau niște elicoptere și niște avioane și niște patruri și niște pari, s-a uitat la ele. E prima dată când am văzut animale uitându-se sus la avioane. M-am folosit foarte mult. Aia vreau să zic că, în afară de instinctele lor, au și alte lucruri. Când eram mai mititel, am văzut o oaie că de-a de picior s-a culcat și am văzut și altă tot așa. Și am spus, mănică, de ce face? Ce se închină, mamă, se închină. Am băgat la cap, ca să zică, toată ființa, toată creația se folosește de lucrarea bisericii creștine, de creștinism, în sfârșit, toți se folosesc de restaurarea care a adus-o Hristos. Dacă cineva îți face un rău într-o colectivitate, trebuie să te aperi față de ceilalți, chiar cu prețul de a-i demasca răutate? Dragă, dragii mei, avem voie să ne apărăm. Zice că dacă fratele tău scoate ochiul, degeaba te sucă. Dacă îți taie mâna, degeaba te sucă. Dar dacă se leagă de Hristos, mâine te tare. E vorba de a apăra adevărul, trebuie să încercești. Fie comunitate, fie necomunitate. Acum, să avem dreptul stecat, depinde de vreo care este. Dacă observația ta face un război colectiv acolo și n-a fost potrivită, și ăla se îndrădnicește, pentru ce tași din gură? Era un părinte la Mănăstirea Silvestrea, unde am fost și eu, nu prea ieșea de mănăstire, dar era aspru cu păcat. Și a călătorit și el să la un tren. Și acolo în tren unii a început să fumeze în compartiment. El s-a repezit la aia, aia s-a ascultat, s-a aruncat pe geam. A tăcut părintele. Vezi, literii dreptul judecat. Că dacă n-ai dreptul judecat, degeaba spui. Este nepermis să nu pui în aplicare strategia în luptă. Că dacă ăla nu știe de Dumnezeu, iau cu multă depărcie, sigur că vei primi poate mare, dar nu-i chiar așa ușor să salvezi o întrecere, dacă trăiești cu el în sfârșit. Păi, ce să vă spun, nu este bine să faci război mai mare decât de efectul ăla, făcându-i cu observație. Pentru că te anulează și pe tine și zmintești și pe alții. Oamenii s-a asociază foarte repede la rău. Nu vedeți imediat, așa, pentru că e și în firea tuturor, dar nu este bine. Ce părere aveți despre o spovedanie rațională? Și da. De ce repetăm păcatele mărturisite? Dragii mei, asta e o semi-mărturisire. Spune, dragă, păcatul, nu știu nici. Vin la mine, mă scuzați că am un nume și vin cu caiete. Asta e o spovedanie rațională. Ai luat de acolo și ai pus în caietul tău și s-a spus. E mult mai important să spui păcatul cum l-ai făcut tu. Pentru că e vorba de iertarea ta. Pentru că nu faci decât o demonstrație, nu faci decât o tradiție, m-a trimis, m-a mărturisit și eu. Am făcut o mărturisire. Dar ne interesează și înainte, dar după ce te dezlegi, să nu mai faci, asta ne interesează pe duhovnic. Ce faci, ce faci mai departe, pentru că mi s-a întâmplat așa, să venea cu aceleași liste, nu știu, tot așa. Pentru că m-am spovedit. Asta e o spovedanie nepătrunsă. O spovedanie înseamnă să schimbi viața cu adevărat, pentru că s-ar putea întâmpla să nu fi făcut păcate din ăștia cunoscute, dar să fi făcut, să nu fi făcut fapte bune, atunci când puteai să faci, care se numesc în duhovnicie păcate viții. Adică puteai să faci și n-ai făcut. Sigur că sunt spus acolo, m-a trimis să spun și spun, asta e o spovedanie rațională, n-ai participat, pentru că tu ești mai departe de tot așa. Nu spovedanie în sine, ci dreptare în sine. Duhovnicul te dezleagă. Dar acum vă spun cât sunteți dumneavoastră aici, dacă veniți unul câte unul, cât trebuie să vă țin eu, că toți cu tuncai te-ntreb. Aia e o spovedanie
rațională și mă supăște. Sufletul se simte păcătos și totuși simte și nevoia să se împărtășească des cu Hristos. Există un pericol în asta? Este foarte mare. Dragii mei, v-am spus de la început. Cel care se împărtășește primește toată dumnezeirea în el. Ei, cum să te duci așa cu miros de tutun? Cum să te duci cu păcatele care la cer sunt toate văzute? Nu există nicio mișcare să nu te fi văzut, să nu știe ce e. Cum să te duci să te împărtășești? Pentru faptul că ai auzit că e mare, grozicu-i dacă e Dumnezeu împărtășirea, că spune Mântuitorul, cine mănâncă trupul și sânge și bea sângele meu, este în mine și eu în el. Deci ești un Hristos. Că s-a pus o discuție și scuzați-mă, chiar niște preoți s-a certat cu preotese că unii spunea să mai sărute icoanele după împărtășeală, alții nu. Și a venit la mine cu chestia. Să uitați-le, domnule, nu trebuie să facă cu dată. Dacă ar fi vorba, să gândiți, când te împărtășești, ești un apoi Hristos, ești peste icoană, dacă e vorba. Suntem numai teoretic niște creștini, sunt trăitori, să simțim adevărat gustul Mântuitorului în noi, în Dumnezeu. Și sigur că nu te poți împărtăși, că nu vine vremea. Ne-am împărtășit 40 de zile. 40 de zile ăștia le-a făcut oamenii, dragii mei. Vă spun, vă, paia care arde în sufletul tău, asta te îndeamnă, asta e cel mai mult la împărtășit. Poate să-l împărtășești mai repede, dar foarte des. Nu ești pregătit întotdeauna, că sunt problemele vieții. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, dacă ești pregătit, dacă nu, foc iei și te arde. Ar spune la rugăciune de împărtășit. Avare spune degeaba. Așa, nu ni se pare că bajocorim, aduce o blasfemie Mântuitorului care e în Sfânta Împărtășanie. O împărtășanie trăită. Nu mă împărtășesc la venit vreme. Îl pui în față dificultate, deci vă preot. Bine, luptă să la copă, să nu se uite la față, omul îi spune, nu se lasă. Da. Puteți spune că fiecare din noi avem o soartă? Dacă nu ne purtăm cum ne spune Hristos, ni se schimbă soarta? Dragii mei, asta în fel de dinainte te-a făcut Dumnezeu să păcătuiești. Nu. Ne-a făcut Dumnezeu bine, că ne-a făcut cu putința de ne mântui toți. Cuvântul soartă e foarte elastic. S-ar putea întâmpla să-l interpretați, să spun foarte ușor, eu așa sunt, eu nu dau voie să-ți vorbesc așa. A avut numai un moment așa de vizit de asta, care nu l-ai trăit și că te-ai și caracterizat că tu ești bun, tu ești fumător, tu ești nu, sau certăreți. Însă, cuvântul ăsta soartă, v-am spus, poate, e un cuvânt care e foarte elastic. Dar educația în sine, uite, bună oară, eu am fost întrebat ce cu zubile ăștia. Eu sunt în aleului și toți, doamne, aleului, nu știu ce. Am spus așa, zic, e mai prilios un cățel care nu știu decât eu care doarme. Am lăsat mă în pace. Dacă e vorba, știți, nu contează, dragii mei, zodia, contează educația ta, că dacă citiți cu atenție zodiile, te găsești toate câte vreți. Dar pierde vreme. Trebuie să recunoaștem, să nu fim absurzi, că cel care se naște noaptea are o presiune atmosferică, altfel, sau vara, sau iarna, sau așa. E adevărat că e o diferență. Dar s-au făcut lucrurile acestea de către oameni așa. Poate că a zis că eu e grozat că e el. Ce să zică el al care e pește sau era, știți? Dacă e vorba de leu, a rămas dreptul leu, dar leu cu coata între picioare. Cei care se sinucid pot fi iertați? Ne putem ruga pentru ei? Nu. Am murit, nu putem face, pentru că viața e un drept fundamental asupra cât are voie să faci decât Dumnezeu. N-ai voie să faci lucrul ăsta, e o descurajare afară de cel care e realmente nebun. Nu a trăit o stare de nervi sau nu știu ce știi care sunt. Da. Nu se poate, pentru că el s-a descurajat.
Există, v-am spus, ieșire din orice ar fi. Nici o nenorocire nu înseamnă ceva. Nimic nu este pierdut dacă credința e picioare, sufletul să nu aplică și capul se ridică de noi. Deci este iertare. Chiar dacă s-a dat cu Hristos, chiar dacă s-a omorât zeci de oameni, când s-a întâmplat zeci de prunci omorâți foarte mare, grozavă mare, strigător la cer, dar este iertat. Pentru că s-a răstignit Hristos, se ierte orice fel de păcat. Dar e nevoie de pocăință, potrivit cu păcatul. Putem, într-adevăr, să ajutăm pe cei din lumea de dincolo, noi cei de aici, cum? Care sunt argumentele? V-am spus în prima mea discuție. Așa. Și apoi, uitați, asta e. Cei care amestecă, poziția bisericii față de cei care amestecă pe Dumnezeu cu energii, vindecări miraculoase, vrăjitorii și alte. Dragă, ăștia la mă rog cu drăgeri de la urmă de aici. Dar noi putem să ajutăm. Astăzi, ce spuneam într-un rog, că Dumnezeu cel de sus, de pe pământ și de sub pământ. Pentru că sunt căzuți pentru păcatele lor, nu sunt în raiul cunoscut la așa până la plecata de apoi, nu sunt la ușurință, pentru că este păcat. Și v-am spus, catolicii, la întrebarea asta începătoare, nu aveți cum să da, avem purgatorul, ziceți, nu? Nu e adevărat. Numai Hristos poate să iese prin proscomedie pe bune care facem noi. Pentru că noi, când pomenim acolo pe Sfântul Dis, prescura respectivă, dar vă îndemnăm, duceți-vă, Dumnezeu, la pomenirea asta. Zice așa la urmă, scoală, Doamne, păcate ce s-au cumitat cu ce sângele tău, că e transformat, adică s-a făcut sfințirea. Și acum sunt și ei iertați, acapătă un nou grad de bucurie. E o mare greșeală să plângem, să urlăm, să ne pierdem mintea la moarte. Ne pare rău. Mulți au nevoie de ajutorul nostru, nu de miorăială. Am zis asta cu scuze, pentru că ei acolo au expresii chiar mai tari. Dacă ne așteptăm că putem, că avem pe Hristos în mână, avem liturghia, avem proscomidia fratelor ăsta, să cutremură pământul și cerurile. Sunt îngerii geloși pe noi, că ei nu au această legătură, nu pot să fie Dumnezeu de pătruc. Sunt cum sunt acolo, dincolo de iarăși. De... Că spune așa într-un loc, ce cu neputință să-l mor dacă vede un înger adevătoare lumină. Și de asemenea, deci e cu neputință să-l mor dacă vede un dracu la cea adevătoare lumină. Dacă noi credem în Dumnezeu, mergem la biserică, la fiecare slujbă, de ce El nu dă niciun semn? Semne, vreți? Ce semne să văd, dacă m-am răstignit? Semnul Iona, semne, vreți? Ai credință zătornică, adică am mințit când a spus că vă iert, să vă vede vita în gură. Nu poate Dumnezeu, frații mei, care ne iubește, nu poate o mamă care e omenească să plângă, să țipe copilul acolo și ea să nu se ducă repede acolo, că temer ce-a făcut. Nu există. Iubirea cerească nu se poate compara, nu se poate discuta. Suntem neînsemnați de mici, de față să putem măsura de la Dumnezeu. Sigur că ne ia. Cum se poate înfrânge păcatul mândriei și fățărniciei? Dragii mei, ăsta e o mare papăte pe lume. Am văzut cu vârsta și cu trăirea, în sfârșit și cu altare, cât de mult urăște Dumnezeu mă mândru. Îmi spune mulți cum e smerenia. Nu știu cum e smerenia, dar știu cum e mândria. Dacă zici că e smerit, nu e smerit. Nu smerenia n-are frum. Dar tu simți cu orice chip. Și cel de lângă tine să e mândru ăla. Alții fac o smeriție, mândruleții. Da. Nu așa, dragii mei. Cum ne putem juca cu adevărul după slăbiciunile sau după voința sau slăbiciunile noastre? Feriți-vă de mândrie, ascultați-mă, Iisuse, că ăsta este Dumnezeu împotrivă. Și atâta trebuie să vedeți Dumnezeu împotrivă. Multe fapte voi nu ți-au însocoteală că ești mândru. Dar să știți, scuzați-mă, nici bogăția nu e un păcat, dar nici să vedeți ce nu e pierdut. Că poți să fii sărac și să pun, că poți să fii hoș și miluitor.
Ce să facem să nu uităm de sufletul nostru? Să cerem suferință ca să nu uităm de Dumnezeu? Nu vă sfătuiesc să cereți suferință, pentru că vin prea multe. Adică așa că deja ești grozav să ceri suferință. Nu așa. Suferințele vin, dragii mei, fără să nu trebuie să intrați acolo. În zona asta ești grozav, ceri, răsinește-mă, Domnule, că voi răbda. Dar vă spun eu, are ce să răsinește, fiind ispitele astea vin, că există dracul care sunt Dumnezeu oameni, ca să ne dea aceste ispite și asta, ca noi să ne angajăm cu virtute și ne dăm mai repede seama cine suntem. Că prin comparație putem vedea lucrurile. În altă se ți-a amintit în cuvântul lui acum, că n-ați cunoaște albul dacă n-ați cunoscut negru mai întâi. Ăsta e rostul diavolului, neștiul de el. E manevrat de puterul Dumnezeu. Da. Cum poți să-ți păstrezi chipul de creștin dacă trebuie să cânți operă? Te marchezi, ba ești rege, ba ești sclav. Ce să mă fac, Doamne, la întrebare? Ce să zicem, dragii mei? Uite ce vă spun eu. În viața mea m-am ocupat de arte. Leonardo da Vinci, mare pictor, picta cu drag bătrân pentru zbârcitul feții lor, care însemna etape de viață, care erau în trecut. Văd frumusețea acolo unde e naturalități, unde e natural om. Să face mască, fete drăguțe, cu frunte acoperite, care înseamnă expresia feții. Buzele și toate astea ies de în armonie și esidență. Acestea își fac declarație de eșec în plimbările lor și în dorințele lor de a fi iubite sau așa. E o mare greșeală. Stai așa cum ești. Trebuie să vă feriți de ochii care cunosc de ochii comuni. Și s-a sărbătecit parcă acum lumea cu asta. Am văzut cum îți mulge părul, cum își face asta. Și chinul și pentru ce? Pentru că un om bun, care nu-i prost, a trece cu vederea și ai pierdut pentru totdeauna. Ai scăpat băieți foarte bun, nu știu ce, pentru că ăștia sunt care vor o căsnicie de durată, nu de o bucată de timp scurt. E o mare greșeală. Și vă rog să vedeți că am făcut multe lucruri în viața mea de țene și așa. Părinte, ce să facem sau cum să-i facem pe ceilalți să înțeleagă că trebuie și ei să lupte alături de noi pentru Dumnezeu? Da. Dragii mei, rămâne în afară de sfătuire faptele tale. Dacă ai, de ce îți merge ție bine? De ce te simți tu așa? Și atunci ai vede, pentru că eu merg la biserică, o să zică prin viața ta, prin faptele tale, ajungi pe celălalt. Se mai poate și prin cunoștință, și prin ai spune. Dar cerbicia lui, vă spun, îi zice că nu e așa și nu e ușor să scoți pe unul dintr-o împătimire, cum vorbeam de rujatul ăsta, una cu două. Așa. Cum a ieșit din cel pusă la punct așa curată, e luată în primire. Ce te călugărești? Și ce cu tine? Nu vezi? Eu, zice, că te veștejește ei, ăștia veștezite sunt iubite, să știți, de cei care sunt de durată. Așa. Pentru că femeia care s-a vărcit, a lasă urme. Noi care miruim, ne sărută mâna și am văzut că vine altcineva să rută altul, că a rămas roșu pe mâna mea. Mă apă, nu mă joc cu asta, dar mai vorbesc și public asta. Dar atâta lume care vine știe că vorbești direct, nu mai face lucrul ăsta dacă vrei să trăiești în armonie, dacă vrei să te măiți. Un băiat de durată, nu un băiat de o noapte, știți? E, nu te lucruri unde spus aici. Dar vă las, trezeți aici și n-ați venit degeaba aici. De ce unii oameni își primesc răsplata pe lumea aceasta, iar alții nu? Nu există.
majoritatea din lumea cealaltă. Nu există, dragii mei. Nu există o faptă cât de mică să nu omoteze Dumnezeu. Dacă ne guvernează, ne guvernează cu iubire mare. Nu există să vină, dar îți încearcă credința. Vede că tu poți mai mult, ca să primești poate mai mare. Frații mei, lucrurile trebuie. Uite, eu la anul, într-un anul 90. Cum a trebuit, frate? Vă spun, nu știu cum au trecut anii ăștia. Și mă întreb, care sunt faptele? Am 14 ani de închisoare, am trăit pe pustii, am avut ocazie cu urși, cu lupi, nu știu ce, foarte multe. Și m-a întrebat mulți. S-a făcut vreo minune, părinte, când au zis că eu am... I s-a făcut tare, niciuna. Pentru că mi-a uitat așa. Dacă am răbdat un regim de exterminare ani și ani, am stat în păduș și mă dădeam de pe copacul brusc că trece ursul să nu mă vadă cu multă atenție ca un urs, o auzi foarte dezvoltat chiar în pădure. Lupul care rângea, în sfârșit, stările acestea încordate care nu puteam să fac așa decât să țin legătorul de asta, nu era o minune că eu trăiesc. Am băgat la răcitoare, mă sfârșit că nu e minune că eu numai eu știu ce a fost. Eu care, dar vă mai spun și altceva. Dacă se întâmplă vreo minune, oricui. Cel dintre lucruri care se respecte, să nu știe nimeni că a făcut că e toată frumusețea împărește. Că nu ești tu acela care vine, a făcut Dumnezeu. Să te scoată poate dintr-o pacătă de patimă sau în sfârșit să poți la rândul tău să susții punctul cel mare de vedere al mântuirii. E, sigur. Cum sfătuiești pe un om să uite de grijile materiale? Disprețul acordat altora înseamnă mândrie? Dumnezeu mai întâi sărat inițial de foame, ca să vadă cu adevărat ce înseamnă să ai de mănânci. Nu e o greșeală, v-am spus, bogăția nu e un păcat, să-ți crești copilul, nu știe multe, ăla cere papa. Cum să fac să... Da, luți cinstit să-ți câștigi pâinea ta, să-ți câștigi al tău. Asta cum să faci să vindești, să scapi de ce? De bogăție? De la sărat. Aici câteva cuvinte despre timpul petrecut în timpul prigoanei comuniste în păduri. Ce puteți spune de întâlnirea cu părintele Cleopa? Și îl îndemn către studenți pentru tineri în general. Tinerilor, dați-mi mie vârsta voastră dacă nu știți faceți. Nu există tinerețe dacă nu are și ceva bătrânețe în ea. Nu e că dacă nu ai, n-ai să ai tinerețe la bătrânețe. Să-mi dați voie cu rugămintea să mă iertați, să vă spun o întâmplare. Eu până la 20 de ani studiam, dar făcut și sport. La data aceea a fost primul București la interșcolare, la fugă și al doilea la sărituri. Am sărit la sărituri bine, dar am căzut cu mine înapoi la 5-8, dar am picioare 6-20. Dar mi-am luat contrani. Deci eram în cercul, făceam sport. Foarte mult m-a ajutat. Nu decât să bat trotuare, nu știu ce. Învățam și făceam mișcare. Foarte mult. Însă într-un meci foarte iute, am sărit peste un jucător. N-aveam cum. Nu puteam să-l ocolez, interpus, eram în viteză mare, inerția, am sărit peste ea. Și gazetele m-au numit Pantera Blondă. Asta e suportare, nu conta, făceam sport de dragul sportului în sfârșit. Și într-o zi la antrenament, am tras puternic cu mingea să trec pe întrebările care era acolo. Pe Federație București, unde încărcea tot teritoriul București. Și a lovit o fată în cap când am tras. Aia interpusă pe linia care a tras,
la 20-25 de metri așa. Am simțit nevoia să mă duc să încerc scuze, dar nu era voie să țeapă pe traiectul unde băteam noi mingile și nu era că nu au băieți, nici fete. Am apreciat-o 14-15 ani. Doamna invitată, un sfârșit care de fapt m-a folosit. Zice, domnule Panteră Blondă, ia. De unde știi când zice asta? Nu mă cheamă așa, mă cheamă Angel Papaciuc, eu asemenea din călugării. Dar l-am întrebat până ce Panteră Blondă, cum îl cheamă așa, dar așa, și nu așa cum mă numesc și eu, scotipul, pe ziunul după aceea, ești mă lovită în cap. Mi-a dat să vedea la invitația de mine, nu trebuie să aici, că tu, uite aici, nu m-a spus, bani, fără conștiințe, o tânără, săraca, domnule, insista foarte mult să facă și asta. Du-te unde sete la nod, la tenis, nu aici. Eu mi-am dat seama, eu știam ce-i fac acolo, că e mai înțeleam pe ăsta din echipă. Eu zic, uite, vezi, am un nume de fapt, cum ai văzut, dar în vesiar, când fac baie, pleacă, eu mai rămân și mă rog la mai tare. Și de-aia mi s-a dus vestea că sunt jucător bun, cum a spus cineva, dacă vine Pantera Blândă, că te învii în sigur, nu știu. Tu te poate fi, te duci și te rog la Maica Domnului. Știam de la, și de la mama, mama avea o vorbă, Doamne Maica Domnului, mi-a rămas de ea. Am mai văzut toți, dar nu m-am angajat, n-am mai dat atenție că nu vreau să mă angajez. Sau n-am mai văzut. Dragii mei, țineți-vă bine. Uite ce acum s-a întâmplat, apreciez-o două luni. M-a găsit cu o doamnă bătrână cu două fete de mână, la mine la chirurgie. Părinte, eu sunt fata care m-a zubit cu mingea în cap la acum 70 de ani. Am spus la toată lumea acum, părinte, m-a rugat la Maica Domnului, m-a ajutat, părinte. Domnule, m-a biruit, domnule, aude, domnule, uite ce înseamnă să spun. Maica Domnului, plângea fetele alea, erau strănepoate. Asta s-a întâmplat, ia că ce înseamnă să asculți. Nu vă jucați cu lucrul ăsta, dragii mei, să știți. Să aveți binecuvântare dacă faci ceva. Dacă nu vreți să ascultați, mă înțelege, ascultați măcar de bătăneța mea, care mi-e foarte dragă și foarte supărată, nu-mi zice nimeni moșturile. Este bine să mergem la psiholog, care este rolul lui? Să poate să fie psiholog. E foarte abstract. El trebuie să spună ceva. Vor să te liniștească, dar nu e chiar așa ușor, că se duce la psiholog, cel care este săracul, cel cu idei fixe sau așa. Dar nu putem desfința disciplina aceasta în sine, că au o serie întreagă de elemente care ușurează. Dar noi recomandăm rugăciuni la Maica Domnului, recomandăm spovedanie, bineînțeles, împărtășim. Nu e rău. Spuneți-ne ceva despre visarioniști. Dragii mei, îmi pare rău că am timp să vă spun câte lucruri rele fac. Trebuie să nu mai aud. Mai întâi de toate, una de marele greșeli este că și-a făcut grup separat. Ajung în biserică și dictează pe acolo pe preot. S-a întâmplat, a venit preotul la mine, eu le-am spus, domnule, poate-i da bol. Mă rog, până la urmă, într-un fel s-a rezolvat. Dar eu mai știam și ceva chiar despre Vista Ion. Că se considera ceva Ioan Evanghelistul, așa. Să nu știe toată lumea, zicea. Și am fost la Sigătria, m-a rugat Părintele Cleopa să mai vizitez pe acolo, că era frică că mare, pentru binecuvântare mă. Și am avut timp cu mașina cât am mers, cu o casetă care i-am cu nepoate mașină și spuneam drumul ce. Sunt născut, nu făcut. Când am auzit lucrul ăsta, zic, oprește imediat caseta. Da. Născut, nu făcut. Numai Hristos este născut, nu făcut. Catolice au și ei o altă năzbâtie